207 spectatori. Aceasta este audiența jenantă a echipei care are cel mai mare buget din istoria sportului din Dâmbovița. S-a întâmplat duminică, 14 februarie, la meciul CSM Târgoviște, Medicina Târgu Mureș. Imaginile transmise de la Târgoviște de postul Digi Sport au stârnit rumoare în țară, în rândul iubitorilor de sport. E cea mai grea palmă dată de târgovișteni autorităților care aruncă bani în neștire în contul unor voleibaliste care pleacă din oraș după câteva luni. Prin comparație la fotbal, la Chindia, unde joacă foarte mulți localnici, media de spectatori este de 2000 de oameni pe meci. Oamenii au înfruntat etap la rând frigul, ploaia, vântul sau arșița pentru a fi alături de favoriți care evoluează în Liga a doua. În schimb, voleiul nu poate fi băgat nici cu forța pe nas celor care își plătesc taxe și impozite și care se descurcă tot mai greu în municipiul reședință de județ din Dâmbovița. O asistență atât de redusă nu registrează niciuna dintre echipele de primă divizie care au pretenții în România. Semnalul e clar, târgoviștenii nu gustă moftul primăriei, coordonat culmea de fostul primar al orașului, Gabriel Boriga.